Vreau să vă arăt niște imagini. Domnilor, domnul Paverescu, astăzi am văzut umăr la umăr plimbându-se prin București pe domnul Ungureanu cu domnul Oprescu. Domnul Ungureanu i-a promis domnului Oprescu tot sprijinul în proiectele pentru capitală. Sunt imagini interesante, le vedem împreună. Da, se vine primul ministru. Eu am respect pentru timpul dumneavoastră. Eu știu că sunteți cu bătrânii comandori ai femeiului în discuții și așa mai departe. Și din respect pentru timpul dumneavoastră, dacă doriți să ne spuneți două, trei vorbe și după aceea să stați atât cât considerați dumneavoastră, că nu-i supărați și pe ea. Eu am rămas același. Sper să constat peste an că și noastră ați rămas tot același. Eu personal vă spun că nu o facem, o facem încă o dată cordial și cortical. În momentul în care ești angajat în discuții cu fondul și cu Uniunea Europeană, trebuie să renunți la tot felul de lucruri frumoase care se pot întâmpla în timpul zilei. Unul dintre ele este această întâlnire. Mulțumesc, cu tot respectul, vă mulțumesc frumos. Eu mulțumesc că v-ați făcut puțin timp și v-ați în direct la mafia care a cuprins România, mafia USL și PDL, USL plus PDL, aceeași mizerie. USL și PDL fură prin rotație. Țineți minte tot ce scandau și scandează încă protestatarii din diversele piețe ale Bucureștiului sau ale țării, ale orașelor mari în care dumneavoastră locuiți sau ale orașelor mai mici. E bine, totul se adeverește la planșă. Domnul Vlad Hogea vă dă și argumente în acest sens, în cazul în care credeți că e doar așa o metaforă, că PDL plus USL egal lov. Mai mult decât atât. Un telespectator ne face atenți și imediat am verificat și noi și așa stau lucrurile. Avem pupături în formulă video între Mihai Răzvan Ungureanu, liderul puterii, și Sorin Oprescu, liderul opoziției. Deci oamenii se pupă pe față, în direct și la oră de vârf. Hai să vedeți imaginile și apoi... asta-i culme. Nu știați, nu? Nu. Uite, telespectatorul mi-a spus, noi dacă stăm mereu în emisiune, pierdem... Mă face astea. Telespectatorul drag al nostru knock-out. Da, domnule, deci... Să pupă ăștia faceți... doi? Da. Bine, nu că ar avea vreo legătură cu inclinația sexuală a domnului Oprescu, dar oamenii chiar se pupă, se felicită, sunt entuziasmați că lucrează împreună, deși unul e lider opoziție. Păi dar Ponta, nu l-ați auzit cum îl lăuda pe Mihai Răzvan Ungureanu? Zici că era, cum să spun, fratisu, așa îl lăuda. Dar asta este situația. Aia de la Vine? Rădăcină trebuie tăiat totul. Haideți să-i vedeți cum se îmbrăcișează cei doi ca să facă pareză domnul Florin Condurățean. Da, domnule, ia, da. Hai să vedeți, că poate nu mă credeți. Uite. Deci oamenii dau mâna, da? Frumos. Și uite aici domnul Oprescu. Ia uite. Ia uite. Pup. Nu, dar stai nițel. Că e și îmbrățișare de-aia cu repetiție afectoasă. N-ați văzut ce îl strânge în brațe? Dar uite-te ce râd unul la celălalt, vedeți? Sunt fericiți oamenii împreună, da? Deci nu, hai că te bag eu pe tine la pușcărie. Cum îl strânge în brațe? Eu mă așteptam ca Mihai... Ia uite, ca să-l strângă mai bine. Eu mă așteptam ca Mihai Răzvan Ungureanu să vină cu cătușele. De ce? Că a fost șef al spionului, știe foarte bine ce a făcut Oprescu prin străinătate, cât a furat cu medicamentele, cu fisul, cum în Grecia, cum am filmat noi. Și uite că încolo... Acum nici la Oprescu iarăși mă așteptam să-i zică lui Ungureanu, nenorocitule. Uitați cum mută mâna ca să fie mai, da, da, mai îmbrățișat. Să strângă mai tare. Și ăla Ungureanu, ia să vedeți, îl și freacă pe spate, așa cum să zic. Foarte afectos așa. Deci zici că e dragoste, cum să zic, nu la prima vedere, e o dragoste mai veche. Acum, repet, și Oprescu putea să-i zică, mafiotule, nenorocitule, de-abia așteptăm să câștigăm noi cu Ponta și cu Crin, să te arestăm, cum ai furat fondurile de la sănătate, cum canceroșii nu mai au medicamente, cum bolnavii de gripă nu mai au aspirină. Când acolo, ia uite, domne, ce frumos, și ei povestesc unul altuia planurile de viitor, cum vrem să facem, să salvăm această țară de la sărăcie. Ia să vedeți cum îi pune mâna pe spate asta. Da, și uite, îl strânge, să fie mai strâns, da. Mihai Răzvan Ungureanu l-a luat de tot în brațe și l-a ridicat în sus. Vorba lui Dan Farez am făcut. Ia uite ce veselia, dracu. Deci Ungureanu, vedeți, are o intenție de a lua așa în brațe și l-a aruncat în sus. Aici, ura, tu ești omul care ne trebuie în fruntea primăriei capitale și în fruntea țării. Ia uite, nu mai scapă de strânsoare Oprescu.
Bine, și Oprescu aici l-ar fi pupat și pe buze, dar nu putea, că erau cameramanii. Asta este situația, deci să mai vedem aceste imagini, de sunt reale, nu sunt trucate. Dar Oprescu care... să văd de la 7 puști. Dar Oprescu care de obicei mai constipat așa, mai reținut, mai dumne, ce pupăcios a devenit. N-ai zice că îi curge apa din short, cum să spun, când Oprescu conduzea. E mai răutăcios, așa, mai crispat, mai... dar acum e foarte jovial. Parcă îi vezi pe amândoi pe la vreo piscină pe undeva în străinătate. Acum vă reamintesc că domnul Răzvan Ungureanu mereu plecat prin străinătate cu serviciu. Era normal să fie acolo primul ministru. Și mai este ceva. Să nu uităm că în momentul de față, place, nu place, Sorin Oprescu este singura persoană publică din România care are o cotă foarte înaltă în sondaje. Și atunci, după părerea mea, fiecare poate să câștige ceva din vecinătatea cu Sorin Oprescu. Cum va fi în iunie, vom vedea. Dar Mihai Răzvan Ungureanu a făcut un gest care este perfect civilizat, se ducă la lansarea unor proiecte și nu are decât de câștigat. Cum am mai spus-o aici și nu s-au supărat nici Chin Antonescu, nici Victor Ponta și ei au de câștigat din această coabitare cu un om pe care totuși sondajele... Bine, este una formalizată și acceptată, oficializată cu primarul general.